Un număr de 95 de candidați din cei 539 înscriși la examenul de titularizare nu s-au prezentat la proba scrisă de ieri. Alți 54 de candidați s-au retras după ce au văzut subiectele, iar un candidat a fost eliminat din sală pentru că avea telefonul asupra sa. În județul Hunedoara, la concursul național de ocupare a posturilor didactice, în acest an școlar s-au înscris 539 de candidați. Am înregistrat un număr de 95 de absenți. De asemenea, am avut 54 de candidați care s-au retras și am avut un candidat care a fost eliminat. Cu privire la posturi, vorbim și de posturi întregi și de fracțiuni și sunt peste 900 de posturi, dar, încă o dată precizez, sunt și fracțiuni de normă. Cele mai multe posturi sunt la învățător și educatoare. De asemenea și candidați, cei mai mulți candidați la cele două discipline de concurs. Inspectoratul școlar a scos la concurs peste 900 de posturi de titularizare întregi și fracțiuni de normă, dar, dată fiind prezența scăzută la examen, este puțin probabil că toate posturile vor fi ocupate. Totuși, mai există încă o posibilitate de acoperire a catedrelor vacante în luna august. O să vedem după ședințele publice din luna august, oricum, conform calendarului și metodologiei, în luna august putem organiza și concurs la nivel județean. Astfel încât, odată cu începerea cursurilor, să avem cadre didactice cu studii corespunzătoare posturilor pe toate posturile didactice din județ. Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 18 iulie. Contestațiile se depun în data de 18 iulie după afișarea rezultatelor până la ora 21, respectiv în data de 19 iulie până la ora 12. Rezultatele finale se vor ști în data de 26, iar repartizarea pe posturi, în funcție de notele obținute, se va face în 27 și 28 iulie în ședințe publice.